Delicios. Că vine cineva, nu-i de bine. Tot aud zgomote pe hol. Pe hol? Eu cred că o să mă ascund. Salutare tuturor, eu acum mă duc la bunicii mei și mi-a venit o idee excepțională de a ta și pornit înregistrarea. Să mă așez pe o bancă ca să explic totul. Am și uitat că acest pan nu are bănci, așa, ce vreau să spun. Deci, uneori când mă duc la bunicii mei, nu-i anunț dinainte pentru că îmi place să-i surprind. Bineînțeles că atunci când fac asta, sunt sigur că ei nu sunt ocupați cu altceva. Uneori intru înăuntru, pâș, dacă nu mă dau câinii de gol, și zic, bam, am ajuns să v-am surprins. Dar m-am gândit ce-ar fi să intru înăuntru și să stau cât mai mult timp fără să fiu descoperit. O să zic, dacă reușesc să stau 24 de ore acolo fără să fiu descoperit, voi considera această provocare un succes. Deci planul meu este așa, o să mă duc la poartă, o să sper că nu o să lată câinii la mine și că o să-și dea seama că sunt eu. Și odată ce sunt înăuntru, o să mă duc direct în grădină, pentru că acum tot ce am eu la mine este acest telefon și încărcătorul. Dar sunt sigur că o să am nevoie și de lanternă și cred că lanterna este în grădină. Și mai departe vedem noi ce se întâmplă. Acum porni la drum. Nu mai am mult până ajung la destinație. Țineți minte că de acum încă o voi filma în secret și voi vorbi în șoaptă. Am ajuns. Câinii nu latră la mine. Deci e un semn bun. Văd că nu este nimeni. Deci să mă duc în grădină. Să închid după mine, nu la nicio urmă. În sfârșit am ajuns în grădină și este bine că nu-i nimeni aici. Aș putea să vorbesc tare fără să mă audă nimeni. Și pentru că este acest mochin în fața ușii, nu se vede că sunt aici. Dar eu n-o sări, o să mă duc în fundul grădinii. Dar înainte de asta, am venit aici pentru lanternă. Știți ce am realizat? Deci m-am uitat prin jur, dar n-am găsit lanterna. Până când m-am uitat aici și nu se vede pe telefon că e prea întuneric, dar sunt sigur că aia de acolo este lanterna. Va trebui să mă duc în atelier dacă vreau să obțin ceea ce vreau eu. Dar m-am gândit, dacă tot sunt aici, nu mai vreau să râi, vreau să mă relaxez și un pic. Pot să fac asta și mai târziu. Acum sunt în fundul grădinii, nu mai ai cum să mă vezi de acolo. Și acum tot ce pot să fac este să aștept să treacă timpul. Aș putea să admir natura, dar realitatea de fapt cred că o să stau pe telefon. Am date mobile, pot să mă uit pe internet. Cred că vine cineva în grădină, nu-i de bine. Stau găinile de obicei, sper că nu mă vede de aici. Știi ceva, dacă tot sunt aproape de atelier, să mă duc la atelier în spatele meu. Este complet întuneric aici, oare unde o fi lanterna? Dar să știți, acum este grădina, unde era mai devreme. Să știți că am găsit lanterna și puteți vedea că funcționează. Nu prea îmi place că este așa de întuneric aici, dar o să rămân cât timp sunt în siguranță. Rar vine cineva pe aici. De fapt, mi s-a făcut foame, cred că plec de aici. Ok, drumul este liber. Ce avem noi în frigider? Avem chiftele.
Delicios! Wow, nu-mi vine să cred ce bune sunt. Ok, cred că am mâncat suficient să mă gândesc ce fac în continuare. Știți ceva? Cred că o să mă duc în casă, pentru că bunica mea probabil este în grădină, iar bunicul meu face o altă treabă. Și așa pot să mă relaxez și eu fără să mă mai îngrijoi că mă descoperă cineva. Acolo sunt multe locuri în care pot să mă ascund. Adaug improvizie de fiecare dată când înregistrez, deschid frigideul ca să am lumină bună. Aoleu, cred că am vorbit un pic cam tare, sper că nu m-a auzit nimeni. Așa, acum am pornit la drum. Așa, am intrat în casă, e cam întuneric, de-a tot fuse lanterna. Era să uit geaca. Așa, acum o să mă descalz. O să iau și pantofii cu mine, pentru că nu vreau să las nicio urmă. Și în plus am pus lanterna acolo, pentru că nu pot să țin atâtea chestii în același timp. Să intru înăuntru. Cred că o să stau așa pe hol să mă relaxez, să mă uit la telefon. Dacă intră cineva, aș putea să mă ascund repede într-o cameră. Sau aș putea să intru sub masă aici. Până acum a fost bine, am semnal bun la telefon. Dar, să mă ridic. Am nevoie la baie și este o problemă. Am observat la această fereastră că cineva trage un pui de somn. Dar, cred că o să risc. Acum sunt la baie, lumina era prinsă de n-o să sting. Am terminat treaba, dar nu mai vreau să risc să intru încă o dată înapoi. Nu vreau să treze persoana care este în pat. Așa că mai bine o să mă duc afară și o să văd unde pot să mă duc. O să stau în camera asta. Sper că n-o să vină aici și motivul pentru care stai aici este că este un televizor. Ar trebui să fie acum o emisiune foarte interesantă la National Geographic și o să mă uit. Pantofii mei îi ascund chiar aici. Geaca mea va sta aici. Dacă vine cineva, mă ascund repede în spate acestor haine. Am vești proaste. Acest televizor nu are National Geographic. Este mai târziu, tot m-am uitat la televizor, la alte emisiuni care mai erau. Ups, am scăpat telecomanda pe jos. Am mai răsfoit, dar timpul trece repede când mă uit la televizor. O parte din canale așa arată, cam nasol. Cred că vine cineva să închid televizorul și mă ascult repede. Aoleu, ce mă fac? Să păstrez lanterna, să o pun undeva, ca să o găsească? Nu știu, cred că o să rămân aici și că o să mă uit în continuare la televizor. După cum puteți vedea, s-a întunecat afară, așa că eu zic să intru în casă preventiv. Pentru că dacă bunicii mei se culcă, eu nu mai pot să intru. Dar înainte de asta o să mă duc din nou la frigider ca să mai iau gustărică și să bea apă. Dar să știți, eu am aprins lumina doar acum ca să se vadă ce înregistrez, că fără nu se vede nimic. Wow, chiar s-a întunecat afară, așa se stin lumina. Acum tot ce se vede sunt luminile de pe stradă. Am ajuns la frigider. Am luat din nou chiftele și acum o să mă duc într-o cameră specială în casă. O să vă zic eu despre ce este vorba. Camera la care mă refer este chiar aici. Așa, s-a prins lumina. Așa arată camera.
Asta este cam adevărat, dar acum nu mai este vara și este fără gaide, nimeni nu avea niciun motiv să umble aici. De fapt, ar trebui să stin lumina ca să nu atrag atenția. Deci o să dorm în patul care vedeți în spatele meu și dacă mi se face fără, puteți vedea, am geaca chiar aici. E cam greu să stin atâtea chestii în același timp. Ok, acum este timpul să mă culc. Noapte bună! Nu mai pot să dorm. Este așa de dimineață. Am verificat și este 5 dimineața și tot aud zgomote pe hol. Cred că sunt bunicii mei, dar de obicei bunicii mei nu se trezesc așa de devreme. Mi-e frică să nu intre în camera mea și să mă descopere. Acum sunt un pic stresat pentru că nu vreau să mă găsească. Cineva a prins lumina pe hol. Eu cred că o să mă ascund preventiv chiar aici. Dacă o să mă găsească, sper că nu o să intre în camera asta. Bună dimineața, sunt așa de bucuros pentru că mai am așa de puțin și termin provocarea. De dimineață când am fost deranjat nu s-a mai întâmplat nimic, pur și simplu am adormit la loc până acum. Este ora 9. Tot nu se de ce bunicii mei s-au trezit așa de devreme. Dacă am început provocarea la ora 10 dimineața ieri, înseamnă că mai am doar o oră până se termină provocarea. Am o veste proastă. De s-a terminat provocarea, dar uitați-vă la asta. Se pune blisul. Deci, ușa este încuiată. S-a prins lumina că nu mai are cine să mă prindă. Deci, ușa este încuiată doar atunci când bunicii mei sunt plecați. Problema este că habar n-am când o să se întoarcă. Ei poate să lase multă mâncare la păsări și la câini și să fie plecat toată săptămâna. Din fericire. Și aici este un frigider. Dar este mâncare înăuntru. Da, se pare că avem aici un borcan și aici niște legume. Dacă mi-e sete, iau de la robinet. Dar nu știu când o să se întoarcă. Poate peste o oră, poate mâine, poate peste o săptămână. Aoleu, ce o să fac? Această situație e mai serioasă decât mi-am imaginat. Ce o să fac eu atâta timp singur? Bine că am mâncare în frigider. Bine că sunt în siguranță. Dar nu mai pot să ies de aici. Până acum a trecut 2 ore, deci sigur nu e o plimbare scurtă prin oraș. M-am gândit și am zis că dacă bunicii mei nu se întorc până mâine, va trebui să ies de aici, o să fac tot ce pot, o să sun părinții mei. Vedem noi ce se întâmplă. Sper că se întorc cât mai repede posibil. Nu vreau să mă fac de rușine. Nu știu ce să fac. Serios, chiar nu știu ce să fac. Cred că ar trebui să mă calmez. Cred că o să mă duc dincolo ca să nu stau aici toată ziua. O să stau în pat, poate mă calmez. În camera asta patul este confortabil. Acum tot ce pot să fac este să aștept. Aș putea să mă uit la telefon sau la televizor. Se întunecă afară. Bunicii mei tot nu s-au întors. Câinii fac multă gălăgie, sper că sunt bunicii mei. Aoleo, ce o să le zic? Nu m-am gândit la ce scuze să folosesc, ce să le povestesc. În sfârșit ai venit. Ce faci, mai Florine? Dar tu ești acasă? Da. Dar cum ai intrat, mai băiete, mai, că tu mă și sperii. Cum ai intrat? Când ai venit? Tu ai venit în urma mea, dar nu aveai cum să vii în urma mea, că urma mea e tata aia. Ce cu tine? Ce cu tine aici? Chiar nu înțeleg, uite. M-a luat și frica. Ce cu tine aici? Am încercat o provocare, sper că nu te super, am încercat să stai fără să dai seama. Eu nu mă supăr, dar să știi că m-ai speriat foarte tare. Cum să intri tu în casă așa și eu să nu știu? Și când vin acasă să te găsesc dintr-o dată în cameră. Cum să nu mă sperii? Mă sperii. Bine că am avut mâncare în frigider să mănânc. Am avut. Ai găsit ceva de mâncare? Da, am Bravo. găsit. Bravo. Dacă ai găsit ceva de mâncare și n-ai făcut foame, eu mă bucur. Dar cât ai stat aici? Păi am stat toată ziua. De ieri am stat aici. Tu nici n-ai știut că noi plecăm de Da, acasă. n-am știut, n-am... Noi am fost Unde ai fost? puțin până la Slănic,
Așa, de ne-am relaxat o zi, dar n-am știut că dacă știam, nu mai plecam. Și de ce ați venit așa de târziu? Unde e tata aia? Păi, tata e în curte, vine și el, urmează să vină și el, e în curte. Vine și el acum. Ok. Hai că mi-a mai revenit. Mi-a mai Bine că revenit. se e revenit. Hai să te pup, să te îmbrățișez. Mă bucur că ești aici. Mă bucur tare mult. Mă duc să mă schimb și vin înapoi să mai vorbim. Ok. Până la urmă, bunicii mei nu s-au supărat și mă bucur că în final totul s-a terminat cu bine. Să știți că am stat 24 de ore și la școală. Puteți vedea videoclipul pe ecran și o să las un link în descriere. Și dacă tot nu te sa puteți să vă abonați la canalul meu pentru mai multe videoclipuri de genul acesta.